responsabil de moartea multor oameni chiar aici, în această piață. Demisia! 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 Noi cerem democrație, nu guvern condus de sine! Pregătiți-a poartele, nu plătim amenziile! Vreau să vă aducem la cunoștință faptul că zona destinată pentru scară, da, deci fără nicio problemă, destinată este piața universității. Unde scrie asta? În ce regulament? Nu scrie nicăieri, dar okay, puteți acolo să stabilim că puteți scanda. Dacă nu scrie nicăieri, noi nu știm, nu ni s-a făcut. În orice altă parte. Constituția stabilește că suntem liberi în orice parte. Am înțeles, okay, dar pentru scandări, mergeți în piața universității, vă rugăm. În orice altă parte, trebuie declarat adunarea dumneavoastră. De acolo, de ce nu trebuie declarat? Conform legii 60. Și vă rog frumos să nu mai filmați, da? Ok. Păi de ce mă filmați? Și colegii dumneavoastră, sunteți angajat public. Sunt angajat public. Dacă o declarăm la voi acum, nu scrie nicăieri. S-a stabilit acid că este piața universității. Nu s-a stabilit. Noi funcționăm în țara asta după legi acid. Eu vreau să vă aduc la cunoștință un fapt. Nu vreau să mă cer cu dumneavoastră, că n-am niciun interes, nici dumneavoastră. Dar țara asta funcționează după legi tacite sau după Constituție? Este o lege animalului. După legile care sunt în vigoare. Deci după legi tacite funcționează. Nu după legi tacite. Funcționează după legile în vigoare. Și atunci unde scrie că piața universității avem voie să protestăm și aici nu? Persoană, da? Și vă rog frumos să nu mai filmați. De ce să nu vă filmați? E dreptul meu să vă filmez. Sunteți persoană publică într-un spațiu public, am dreptul să vă filmez. Mai bine vă rog frumos. Este corect ce vă spun. În ce sens? Nu este nu poate fi corect. Nu are rost, de ce să ne certăm? Vreau să trec. De ce nu poți să treci? Colegul dumneavoastră mă oprește. Nu, nu, puteți să treceți fără nicio problemă, dar vă rog frumos, fără scandări. Fără scandări puteți să treceți, să faceți ce doriți dumneavoastră. Spuneți-ne și nouă. Care legea interzice? Da. Aveți dreptul la liberă exprimare, dar v-am zis, dumneavoastră sunteți constituiți într-un grup. Nu sunteți. Uitați-vă. Nu avem declarat. Ce înseamnă un grup pentru noi astăzi? Ce înseamnă? Ce înseamnă un grup? Deci dacă eu vin cu soția și cu încă o pereche, suntem deja prea mulți. Este un posibil grup. Nu că sunteți prea mulți. Este un posibil grup, conform legii. Este un posibil grup. Și un grup este pasibil de amendă? Nu este pasibil. Nu este pasibil de nimic. Dar dacă se manifestă într-o zonă publică, se manifestă prin scandări și prin alte chestii, da, este pasibil să tulbure ordinea publică. Nu suntem intimidați. Ale, 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 ale. Vă rugăm să ne scuzați. Nu suntem intimidați. Că tot ce avem la dispoziție sunt cuvintele și brațele goale, mâinile goale. Voi aveți bastoane, noi 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 mâinile goale. Eu am cerut în mod public demisia conducerii jandarmeriei pentru comportamentul abuziv afișat la începutul protestelor.
și special la meciul România-Uruguay, unde jandarmeria română a ajutat nu cetățenii pașnici, ci niște bătăuși de la o firmă privată. Rușine, rușine, rușine să vă fie! Rușine, rușine, rușine să vă fie! Poporul nu are frică, Duba este mult prea mică! Poporul nu are frică, Duba este mult prea mică! Ale, 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 o! Și jandarmii ne iubește, de-aia ne încercuiește! Ale, și nu manipulați! Indignați! Nu manipulați! Indignați! Nu manipulați! Indignați! Nu manipulați! Indignați! Nu manipulați! Jaluzelele. A trecut excursia! Mai mergem? Da! Cu siguranță! Centru vechi! Centru vechi! Este încă un spațiu cucerit de cetățenii pașnici! Nu ne lăsăm intimidați! Indignați! Nu ne lăsăm! Și ei de ce ne filmează? Au fiecare seară un cameraman. București, nu uita! Galații de partea ta! București, nu uita! Galații de partea ta! Bună seara! Mulțumim! Vă spune, bine ați venit aici la Piața Universității, la arhitectură. Vă așteptam, vă mulțumim că ați venit. Noi vom rezista aici la București, vă rugăm să rezistați și dumneavoastră acolo la Galații. Și avem un gest de făcut simplu, vreau să strigăm împreună solidaritate. Brațele sus, pumnii strânși! Brațele sus, pumnii strânși! Haide! Solidaritate! 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 Noi, Ciun Palaci de Gala, suntem din 14 ianuarie în fața prefecturii și strigăm zi de zi jos Băsescu! Jos Băsescu! Jos Băsescu!